să plece, nu lăsați să plece. Pe un recital, că asta trăiesc în România după pensia, care mi-a dat-o ăștia 1.800.000, trăiesc un an. Da, asta e rușinea, nu a neamului românesc, din roci, dacă, da, se, da, ce, în ce... La fel, dacă știți că l-a inventat cântatul la fular, da. Adică în bloc, fiindcă nu a putut să-și ia programa o vilă la Pipera, unde au prietenii lui pe acolo, mulți, cu becali în frunte, Johnny cântă la apartament în Banu Manta, dar pune fularul pe cors și melodia o aude în cap. Da. Cordile sunt izbite, adică ciocănele izbesc în fular. Aș vrea să te țin lumina aici. Că... Acum am aflat că a renunțat la fular în aici, timp, da. Fiindcă s-a mutat bloc. Adică a rămas singur în bloc, da, Johnny? Da, nu, aici a fost o chestie extraordinară, apropo de ce vorbește. Sorin Dragă, nici tu nu știi asta. În epoca de aur, cântam și în blocul care locuiam, care locuiam și locuiesc, eram niște domni destul de civilizați, o să vedeți și de ce. Eu locuiesc la etajul 7 și, bineînțeles, țiganii mei din... Aia care piani nu mi-a arânge un ban, la etajul 7, la sărat. Dar și eu cântam la 4 dimineață, vă dați seama ce viață era. La etajul 3 era un inginer care a plecat în vizită la copiii domnii sale în Canada. Și dânsul, când cântam la 4 dimineață, îndrăzea telefon și spun, ce lucruri e așa de minunat? Era în apte, e 4 ceasuri, dar e nebunit să le vedea asta. Vedea era extraordinar. Ce muzică de vină face, e liniște și grozav. Bine, am plecat, nu s-a mai întors. Sigur și a pus în ciliu, a păcat acolo pe alte și pe alte și pe alte. Vizionul este că ce dureros. Este că n-am mai putut să cânt, pentru că băteau toți în țevi. Și m-am nenorocit. Și atunci am cumpărat un ochi de fulare barasane, așa de, care le-am pus în piană. Le-am umplut. Și englezești de tot timpul. Nu mai pot, dar acolo cu burgerea. Și nu s-a mai vedea pianul deloc. În așa fel, când o zi, când scriam muzică așa și mă uitam, am și scris pe partitur să nu uit că eram ocupat cu niște compoziții, ieșeau moarele din pian. Dacă cineva poate să duc pentru ce e nevoie de moare, nu știu ce, dau terminale. Ieșeau dragile din el, din mie așa. Și am scris, nu aveam timp, un pian.